26 de angajați de la o fabrică din Pașcani au fost confirmați cu COVID-19. Inițial au fost depistate 4 cazuri. Direcția de Sănătate Publică a deschis o anchetă epidemiologică, iar în urma acesteia, alte 22 de cazuri au fost confirmate. Secția în care își desfășurau activitatea angajații a fost închisă. Ceilalți angajați ai secției vor sta o perioadă în autoizolare la domiciliu. Direcția de Sănătate Publică a dispus întreruperea activității la o secție din cadrul unei fabrici de pe raza județului Iași. Această măsură a fost luată astăzi, 6 iunie, după ce 4 angajați din această secție au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Testările ulterioare au evidențiat faptul că încă 22 de angajați sunt confirmați pozitiv cu COVID-19, deci în total sunt 26 de persoane confirmate pozitiv. Aceste măsuri au fost luate pentru o perioadă de 14 zile, timp în care angajații acestei secții sunt izolați la domiciliu. Ancheta epidemiologică este în curs de